Slăvit să fie Domnul! Am rămas cu gândul la o poezie de mai multă vreme, mai ales după ce a trecut referendumul, și se intitulează Familia. Și am văzut că Duhul Domnului a făcut că se potrivește și cu tema din seara aceasta. Aș dori ca Dumnezeu să fie binecuvântat în toate. Familia. Tu ai întemeiat familia în Eden, împodobind-o în slava ta divină, precum în floarea cea suavă ai pus polen, iar soarelui pe cer i-ai dat lumină. Cu gândul tău de pace, de iubire plin, o vizitai în orice dimineață. Cei doi veneau să te cunoască mai deplin, doar prin puterea Duhului care dă viață. Ce părtășii, ce har, ce binecuvântări se revărsau din mâna ta cea sfântă. Dar într-o zi, pe ale raiului cărări, se aude cineva care cuvântă. Ce-am auzit acum? Se întreabă Eva în gând. Să fie acesta adevărul oare? Vorbește șarpele cu glas mieros și blând. Nu veți muri, vă dau asigurare. Tu ai dat poruncă simplă primilor părinți, dar amăgiți de-a șarpelui momială și-au părăsit credincioșia lor de sfinți, punând cuvântul veșnic la îndoială. Dar tot atunci și slava ta i-a părăsit și-a dispărut deodată armonia și mii de temeri sufletul le-a încolțit. Ah, unde ești? Răsună larg tăria. Ce ai făcut? Se aude un ecou etern. Ne apasă greu povara de rușine. Pe cerul nostru nouri negri se aștern și merităm pedepsele divine. Și de atunci, ce zbucium, ce multe aventuri, familia e izvor de suferință, căci toate se împlinesc cum scrie în scripturi. Salvarea ei e numai prin credință. Chiar din Eden promis a fost un salvator. Și acest cuvânt nu-i numai o idee, ci un fapt unic, măreț, biruitor, Hristos născut, sămânța din femeie. În lumea noastră veche, Domnul a venit să ne răscumpere din grea robie, când atârnat pe cruce, El a suferit, zdrobindu-L pe Satan pentru vecie. Veniți, prieteni, azi pe drumul milenar, primind în suflet buna mea vestire. Iisus vă dă iertarea dragostei prin har, făcându-vă părtași la nemurire. Amin.